Manifestațiile de ieri s-au încheiat abia după miezul nopții. În centrul capitalei s-au auzit mai multe foguri de armă. Sute de reprezentanți ai trupelor speciale ale Ministerului de Interne, înarmați cu Kalashnikov, precum și scutieri, au reușit în jurul orei 1 noaptea să preia controlul definitiv asupra clădirilor președinției și parlamentului. Thank you.